Bună ziua, oameni dragi! Ferice de cetățenii care au votat primari buni și au acces la apă caldă, pentru că în București, capitala României, stat membru UE, stat membru NATO, cu o viitoare cea mai mare bază NATO din Europa, 40% din cetățenii acestei capitale nu au la ora asta acces la apă caldă. Este un lucru cât se poate de grav. Ne așteptăm, ne temem că ne atacă rușii. Păi noi ne descurcăm foarte bine aici să ne distrugem fără niciun fel de ajutor. Vorbim de instituții, vorbim de spitale, vorbim de copii care nu au acces la apă caldă acum, în timp ce vorbim, 40%. 3700 de imobile, de blocuri, nu au apă caldă, oameni dragi. Iar noi ne plimbăm prin traficul aglomerat, de nu s-a întâmplat nimic, nici semaforizarea inteligentă nu a apărut, și stând așa în trafic, îi vedem chipul photoshopat al domnului Nicușor Dan, care ne spune mulțumesc. Mi-am permis să-i fac și eu un afiș, conform cu realitatea, dacă poate, draga mea producătoare, Laura, să ne pună afișul, cartonul cu bannerul electoral din Banul Rusești al domnului Nicușor Dan. Deci în timp ce noi suntem exasperați de lipsa apei calde, lipsa căldurii, pentru că a venit din nou frigul, traficul infernal, poluarea infernală, vedem peste tot, pe toate blocurile, pe toate clădirile, în toate cotloanele, vedem chipul lui Nicușor Dan, care ne spune mulțumesc. Și eu mi-am permis să îi fac domnului Nicușor Dan un banner mai corect. Mai corect, repet, mai conform cu realitatea, pentru că această campanie a domnului Nicușor Dan este făcută de domnul Matei Păun, care are afaceri la un alt nivel în Rusia, care a locuit în Rusia, și banii ăștia sunt. Deci probabil că domnul Nicușor Dan mulțumește Rusiei pentru banii de campanie. În condițiile în care de la ambasada Rusiei primim mesaje că Rusia ar putea interveni în alegerile din România. Alo, ambasada Statelor Unite ale Americii. S-au găsit ruși la primăria capitalei. Noi se pare că nu avem instituții. Se pare că nimeni nu semnalează aceste probleme. Nici măcar useriștii care în alte situații erau la vânătoare de rusofili. Și când au în casă așa ceva, bineînțeles că nu vorbesc. Așa că acel mulțumesc ar trebui să fie înlocuit de spasibo. Să mulțumească domnului Nicușor în limba celor care l-au ajutat. Spasibo! Bucureștiul nu crede în lacrimi! Nu crede în lacrimi din moment ce suportă Bucureștiul bătaia de joc la care este supus de administrația domnului Nicușor Dan, cu staff de campanie, cu suspiciuni de orientări rusofile. Bucureștiul nu crede în lacrimi. Nu știu exact cât mai crede în lacrimi Bucureștiul. Nicușor Dan cu siguranță nu crede în lacrimi. Nicușor Dan cu siguranță nu crede în lacrimile bucureștenilor, având în vedere că în 4 ani de mandat nu a fost capabil să livreze absolut nimic. Dacă fosta administrație nu i-ar fi lăsat niște proiecte la cheie pe care să le preia, să și le însușească, fără să menționeze odată un mesaj de mulțumire, să spună spasibo fostei administrații, spasibo doamnei Firea, care mi-a lăsat fonduri pentru a schimba rețeaua de termoficare. Nu mai există onoare în lupta politică. Cu nerușinare vin, își însușesc proiecte care nu le aparțin, pentru care nu au lucrat o secundă, și pe baza acestor proiecte mai fac și campanii mincinoase. Când realitatea este aceasta, 40% din blocurile din București nu au apă caldă din cauza unor defecțiuni la ceturi. Defecțiuni la ceturi.
Și în mandatul doamnei Firea au fost defecțiuni la ceturi. Și atunci domnul Nicușor și cohorta USR au sărit în capul doamnei Firea, i-au reproșat aceste defecțiuni la ceturi, care ce credeți? Ceturile nu țin de primărie, țin de Ministerul Energiei. Așa că mi-aș dori din suflet ca aceiași oameni care îi imputau doamnei Firea defecțiunile la ceturi să nu vină acum și să spună că știți, n-are treabă Nicușor Dan cu ceturile. Lucru care este adevărat, doar că useriștii și cei care au făcut campanie pe aceste considerente nu au voie să vorbească. Dacă au spus în 2020 că ceturile, defecțiunile de la ceturi trebuie imputate primarului, păi așa să rămână. Așa să rămână și acum. Adevărul este da. Acesta. Că ceturile, partea de producție a energiei, a apei calde, ține de Ministerul Energiei. Partea de distribuție, adică ce pleacă de la cet încolo, țevăraia care pleacă din ceturi către consumatorul final în apartamente, ține de primărie. Așa este. Doar că eu ce spun acum, am spus și în 2020 și am o constanță. Același lucru îl cer și domnului primar, gospodin Nicușor Dan, mai mult gospodin, mai puțin gospodar, același lucru îl cer, să-și păstreze linia de consecvență. Ceturile țin de primărie, așa spunea, păi să țină în continuare. La fel și aparatului de propagandă. Au ținut ceturile de primărie în 2020? Păi așa să fie și acum. Așa să fie și acum. Vreau să văd dacă domnul Nicușor Dan a discutat despre problema ceturilor cu Ministerul Energiei. Pentru că aceste lucruri cred că ar trebui cumva, într-un final, comasate. Ori să fie toată rețeaua la minister, ori la primărie. Cu tot cu parte de producție, cu tot cu parte de distribuție. Ca să nu ne mai zăpăcim. Și poate ar fi altă situație. Poate s-ar putea face altfel de investiții fără să mai pierdem timpul. Pentru că, evident, și aceste ceturi trebuiesc renovate, trebuiesc reabilitate. A discutat domnul Nicușor Dan cu Ministerul Energiei despre faptul că, deși Bucureștiul a fost construit și gândit cu 6 ceturi, respectiv unul pentru fiecare sector, am rămas abia cu 4. Am rămas cu 4. De ce? Pentru că unul a fost mătrășit, unul pe locul în care a fost unul dintre ceturi s-a ridicat un mol. Bucureștiul nu crede în lacrimi, crede în moluri, în shopping la mol. Nu avem nevoie de ceturi. Dacă mergem la mol, la shopping, am uitat și de lipsa apei calde și putem să digerăm pe nemestecate propaganda mincinoasă care ne este servită pe tavă. Este mult mai simplu de la shopping să-ți dai cu părerea despre termoficare. Haideți să vedem ce spune și doamna Firea, pentru că a avut și dumneavoastră o reacție. Spune așa, jumătate dintre locuitorii capitalei au motive să-i spună mulțumesc actualului primar general. Se spală cu apă încălzită la ibric. 3700 de blocuri, cele mai multe în sectorul 6, în sectorul în care locuiesc și eu, nu au apă caldă. Mai e și frig afară. Este una dintre cele mai mari avarii din ultimii ani, iar 2 dintre cele 4 ceturi s-au oprit. Exact ce v-am spus, din 6 ceturi au rămas 4. Vreau să-mi arate domnul Nicușor Dan dacă a avut o discuție, o dezbatere la Ministerul Energiei pentru a se construi cel puțin încă 2 ceturi. Cel puțin încă 2 ceturi. Ce face primarul general în acest timp? Ce știe cel mai bine când apare o criză? 2 puncte, nimic. O contrazic pe doamna Firea. Nu face chiar nimic domnul Nicușor Dan. Dacă ar face nimic, ar fi bine. Domnul Nicușor Dan minte și manipulează. Și, din păcate, sunt foarte mulți bucureșteni care cred. Doamna Firea, sunt foarte mulți bucureșteni care cred că domnul Nicușor Dan a schimbat cei mai mulți kilometri de țeavă. Nu știu cine este de vină. Nu știu dacă s-a greșit pe partea de comunicare. Nu știu exact în ce constă propaganda
în online mincinoasă a domnului Nicușor Dan, având în vedere care are unelte serioase. Domnul Nicușor Dan are un staff de campanie instruit la Moscova, instruit prin Rusia. Ne-a atras atenția și ambasada SUA vis-a-vis de aceste aspecte. Dar cine să-l controleze? Cine să extragă? Să extragă pe acești oameni cu legături, mă scuzați, cu Moscova, de la primăria capitalei. E bine, totuși că se laudă kilometri peste kilometri de țevi vechi înlocuite cu șantiere deschise din banii europeni munciți de noi. Următoarea. Ca să nu mai mintă peste tot că nu am făcut nimic, lasă aici cifrele reale verificabile de oricine interesat. Din 2016 până în 2020 s-au modernizat cu banii de la buget local 304 km de rețea. 304 km de rețea în mandatul doamnei Firea, dintre care 67 din rețeaua primară, 237 km din rețeaua secundară. Cu 2 ani compania în insolvență și alți 2 ani cu bugetul primăriei tăiat la jumătate. Deci, doamna Firea nu a lucrat în cele mai bune condiții. A avut buget tăiat, a trebuit să scrie acest proiect pentru a obține această finanțare. Și vine acum propaganda și, de fapt, ce face propaganda mincinoasă? Compară cifrele doamnei Firea pe rețea principală cu totalul de rețea din mandatul domnului Nicușor. Nici așa nu dă bine, dar mai rotunjesc ei cât să fie peste Firea. Doar că, repet, ei compară niște calcule matematice incorrecte. Dacă ne comparăm în total de rețea, vorbim, adică principală plus secundară, vorbim de 304 făcuți reabilitați în mandatul doamnei Firea și nici 100 în mandatul domnului Nicușor. Dar propaganda pentru a servi nutreț electoratului vin și compară doar kilometri de rețea principală din mandatul doamnei Firea, respectiv vreo 80, cu totalul din mandatul domnului Nicușor. Dacă e să comparăm strict rețea principală, avem aproape 80 de kilometri în mandatul doamnei Firea și mandatul domnului Nicușor sunt 20, în condițiile în care domnul Nicușor putea să se apuce de treabă din prima zi de mandat. Avea bani lăsați de doamna Firea, avea guvern, susținerea guvernului. PNL a fost și în mandatul în combinația cu USR și acum cu PSD. PNL-ul care l-a susținut a fost la butoane. Nu a avut piedicile pe care le-a avut doamna Firea cu buget tăiat. Așa, Nicușor, dar mai bine le-ar reaminti bucureștenilor care nu au apă caldă cine a muncit pentru cele 300 de milioane de eurofonduri europene, când a fost semnat contractul și de ce a început el lucrările abia după 3 ani. Întrebări fără răspuns, doamna Firea, și nu vă așteptați. Nu vă așteptați pentru că trebuie să dai dovadă de un minim de demnitate și de coloană pentru a recunoaște, pentru ca Nicușor Dan să vă recunoască meritele. În această bulă a progresismului nu există nuanțe de gri, există doar răul suprem și binele suprem. Așa consideră ei că sunt lucrurile. Altfel, nu au capacitatea de a recunoaște și lucrurile bune care s-au întâmplat în țara asta, care s-au întâmplat în București. Dar asta nu îi împiedică să se folosească de banii munciți de dumneavoastră, de proiectele începute de dumneavoastră pentru a-și face campanie. Practic, doamna Firea nici nu mai trebuie să-și facă campanie. Practic, doamna Firea poate veni și spune: este foarte simplu, ce am făcut eu, vă spune Nicușor Dan. Deci uitați-vă la campania domnului Nicușor Dan, aia este campania mea. Pentru că domnul Nicușor Dan se urcă pentru a culege laurii strict pe proiectele generate de mine. Și este foarte simplu. Deci ce vă spune domnul Nicușor Dan? Sunt proiectele domnului Firea.
mai simplu de atât nu se poate. Cam asta este situația, din păcate, la București. În continuare, îmi doresc o anchetă privind banii, finanțarea campaniei domnului Nicușor Dan. Îmi doresc ca domnul Matei Păun să fie verificat. Îmi doresc să intervină ambasada SUA în această speță. Ambasada SUA ne-a avertizat, stați așa să văd pe unde o fi, nici nu mai știu pe unde e, la câte linkuri am deschise. O să ajungem acolo, că mai am un subiect tangențial. Ambasada SUA avertizează despre implicările Rusiei în alegerile interne din România. Am arătat legătura, acum să vedem cine ia măsuri. Am mare încredere în președintele nostru, Klaus Werner Iohannis, care vrea o poziție la NATO, că va scoate astfel de elemente din aparatul statal. Elemente periculoase. Domnule Werner, vă cere ambasada SUA să interveniți. Pentru că altfel avem și alte probleme din acest spectru al siguranței naționale. Și auziți aici o știre care mi-a atras atenția. O secundă. V-am spus ieri că suntem din nou buni de plată. UE se împrumută la Banca Mondială pentru Ucraina. Se face o investiție de 1,9 miliarde de dolari. Sunt de acord să-i sprijinim în acest război pe vecinii noștri din Ucraina, sigur, doar că, ia uziți aici, un cetățean ucrainean a furat un taxi pe care apoi l-a abandonat pe calea Victoriei. Un tânăr ucrainean de 23 de ani a fost reținut în București la 2 luni după ce a furat un taxi în timp ce taximetristul ajuta cu bagajele. Deci vă dați seama, deci săracul, deci taximetristul, român. Român bun creștin, la l-o fi auzit și parlind ucraineană, s-a dat jos din mașină să-l ajute pe ucrainean cu bagajele, să-i le bage în portbagaj. Și în timp ce românul nostru băga bagajul în portbagaj, ucraineanul s-a urcat la volan și a tulit-o cu mașina. Incidentul a avut loc pe 12 februarie 2024 pe Nicolae Bălcescu. Acum, știrea pentru mine este... De fapt, ce mi-a atras atenția în știre este următorul lucru. Deci, un tânăr de 23 de ani, lăsați că fura taxiul. Asta e ultima problemă, ne luăm acum de la... A câte se fură în țara asta, acum ne luăm de la un taxi furat de un ucraina. Hai să fim serioși. Dom'le, eu vreau să știu ce căuta un tânăr de 23 de ani din Ucraina cu bagaje cu taxiul prin România. Păi eu sunt de acord. Să mă duc pe front, să mă lupt alături de domnul Zelenski, alături de populația aptă de a se lupta, merge să ne luptăm pe front. Dar unde? Mă lupt cot la cot cu ucrainenii, dar se pare că nu în Ucraina. Se pare că mă lupt în România ca să nu fure taxiuri. Păi e normal așa ceva? Păi, nu știu, mai există această chestiune, instituția dezertorilor, nu știu cum să o numesc. Domnule, omul ăsta nu e dezertor? Domnule Zelenski, ucrainenii dumneavoastră, în loc să se lupte pentru țara dumneavoastră, se luptă pe aici cu taximetriștii să le fure taxiurile. Păi dacă voi nu vă luptați pentru țara dumneavoastră, noi de aici ce să facem? Ce să facem mai mult, domnule Zelenski? Că nu mai avem bani pentru a asigura laptele a 10.000 de copii la ora asta, în țară. Nu avem bani pentru a asigura laptele în școli, pentru copiii români. Și noi, din toate neajunsurile noastre, iată că ajutăm. Ajutăm și direct, ajută și Uniunea Europeană, cu bani tot de la noi, tot de la statele membre UE, că doar nu credeți că UE printează bani. Doar nu credeți că doamna Ursula face investiții și scoate bani. Nu sunt bani cotizațiile statelor membre.
Deci din cotizațiile noastre se vor plăti împrumuturile pentru a sprijini Ucraina. Eu sunt de acord, domnul, să nu mă înțeleagă greșit, mă duc pe front, domnule, să lupt lângă ucraineni, dar nu sunt. Ucrainenii buni de luptă nu stau pe front să-și apere țara. Nu stau. Iar ăia care au rămas se luptă și ei. Dar se luptă cu altele. Ia auziți aici. Ministrul din guvernul ucrainean a acuzat că ar fi furat 12 milioane de dolari. Tranzacții dubioase. Deci acolo, în război, cu probleme, cu populație, vai de capul lor, nici nu vreau să mă gândesc ce este acolo. Dom'le, se primesc, ați văzut, ei ajută și America, și UE, ajutăm și noi. Și oamenii ăștia, în loc să se ocupe al combate, a se lupta cu cel care le fură pământul, cel care i-a atacat cu Putin, cu rușii, oamenii ăștia au timp de așa ceva? Un ministru din guvernul ucrainean a fost acuzat că ar fi furat 12 milioane de dolari în tranzacții dubioase. Nicola Solski a primit o notificare de suspiciune de achiziții ilegale de terenuri. Păi acolo ce că le fură Putin? Vă că se fură ei între ei. Cu toată dragostea. Cu toată dragostea. Noi vrem să ajutăm, suntem un stat creștin, suntem un stat care cred că ne-am demonstrat buna credință și orice fel de sprijin, dar 10.000 de elevi nu au primit laptele la școală. Zeci de mii de elevi din județul Iași. Elevii încă nu primesc laptele promis de guvern la școală. Consiliul Județean Iași răspunde de achiziția fructelor și a produselor lactate și de panificație pentru toate unitățile de învățământ din județ și municipiul Iași. Deci noi nu avem la ora asta bani să asigurăm cornul și laptele a zeci de mii de elevi în timp ce cei care ar trebui să lupte pentru Ucraina, pentru țara lor, fug de pe frontul de est, vin în țară și fură pe aici taxiuri, în timp ce miniștrii lor, care ar trebui și ei să se lupte cu criminalul Putin, ei parcă se luptă pentru a face tranzacții dubioase și să-și însușească terenuri de milioane de dolari. Și pe noi cine ne mai ajută? Poate ar trebui să-i scriem și noi, doamnei Ursula. Se găsește, să facem un împrumut la Banca Mondială ca să asigurăm și noi cornul și laptele elevilor, copiilor din țara noastră. Vreau să știu cât mai am. Revenit, oameni dragi, și continuăm cu ultimele noutăți vis-a-vis de ultimele schimbări vis-a-vis de candidații de la primăria capitalei. După cum știți, domnul Cârstoiu a fost retras pe motive de incompatibilitate sau ceva și a avut și dumnealui o reacție, vă dați seama. După ce l-au plimbat așa cu ursul prin fața noastră, s-a lăsat cu vorbe grele, iată, se lasă cu alte dosare, dar nu cred că își face domnul Cârstoiu griji, pentru că domnul Cârstoiu, aveți dosare la anii din 2020. Incompatibilitatea domnului Cârstoiu a fost pusă sub semnul întrebării din 2020. Suntem în 2024 și nu se întâmplă nimic. Repet, anii pare că, nu știu, și-a pierdut obiectul muncii sau este o instituție total nefolositoare. Având în vedere că, inclusiv doamna Clotil, care produce efecte, doamna Clotilde este în funcția de primar, produce efecte de la primăria capitalei și a fost declarată, este inculpată în dosarul de la ANI. Trebuie să mai câștige un mandat? Încă două? Ce trebuie să se mai întâmple ca acest dosar să producă efecte? Ca dreptatea să apară în țara noastră? Ca să nu ne simțim luați de proști de absolut toate instituțiile? Și domnul Cârstoiu, resemnat, a făcut o declarație.
și spune cum a fost tratat cârstoiul de liderii PSD în ședința maraton a coaliției. Medicul a ieșit azi cu un mesaj la adresa politicienilor. A avut și un mesaj. Spune așa: în ultima lună am muncit pentru un proiect matur de administrația capitalei împreună cu echipa mea de zi cu zi. Am vrut să-mi pun la dispoziția oamenilor calitățile manageriale pe care le am. Am crezut că este posibil să mă implic din exteriorul politicii și să încerc să schimb lucrurile. Am fost supus unor atacuri care au miză multiplele probleme nerezolvate ale sistemului medical, din care fac și eu parte. Poate este momentul pentru o discuție aprofundată despre aceste probleme. Absolut! Absolut, domnule Cârstoiu, sunt absolut de acord, dar dumneavoastră a spus mai sus că am crezut că este posibil să mă implic din exteriorul politicii și să schimb lucrurile. Deci, înainte să vă hotărâți dumneavoastră să intrați în politică, ce ați făcut pentru a semnala problemele din sistemul medical, problemele nerezolvate? A discutat domnul Cârstoiu despre această practică păguboasă și la stat și la privat, despre acest dute vino, despre acest parandărăt luat prin acest sistem? A discutat domnul Cârstoiu? Nu cred. Nu cred că a discutat. A discutat vreun medic din țara asta de ce într-un stat european românii nu pot avea, nu își pot finanța anumite proceduri medicale dentare din banii de la asigurarea de sănătate? De ce nu? Cam asta este. Avem declarația caldă, Gabriela Firea, să o ascultăm. De primari, președinți de consilii județene, miniștri, parlamentari. Important este cum tratăm noi cu respect această relație în beneficiul cetățenilor, nu în beneficiul nostru și nici în beneficiul personal al oamenilor de afaceri. Regulile să fie respectate, legile să fie prietenoase cu oamenii, discuții absolut transparente pentru ceea ce înseamnă investiții. Construim blocuri, automat trebuie să avem și parcări, și școli, și after school, și creșe, și spații verzi, și ieșiri și intrări pentru pompieri, da, și pentru situații de urgență. Asta înseamnă dialogul și mă bucur că sunt în sală și reprezentanți ai Partidului Național Liberal, pentru că se spune că noi, cei de stânga social-democrați, vrem să blocăm capitalurile, să fugă capitalurile în alte țări europene, în alte capitale. Nu, noi cei de stânga vrem să avem locuri de muncă, locuri de muncă bine plătite pentru salariați și de asemenea vrem să avem dezvoltare pentru oraș. Iar cetățenii din municipiul București, în această perioadă de îngheț total, că toți suntem la patinoar, de ce au beneficiat? Scumpirea tuturor apartamentelor cu peste 30%, pentru că s-a găsit această explicație halucinantă, să nu mai construim în București că vin rechinii. Nu, nu, voi, cei de la știți unde, USR, ați inventat acești rechini, pentru că în loc să faceți legi bune în Parlament, sau mai bune dacă cele care sunt, spuneți că sunt perfectibile, suntem deschiși la dialog și reguli, și să punem acele condiții care există în toată Uniunea Europeană, pentru spații verzi, pentru creșe, pentru grădinițe, pentru ieșiri și intrări, pentru situații de urgență, și să se construiască, nu în parcuri, că am văzut, erau supărați doar de anumiți rechini, că sunt rechini buni și rechini răi în imobiliare în București. Știm cu toții. Că știm cu toții și cine a obținut în acești 4 ani autorizații. S-a blocat pentru toată lumea, dar nu și pentru prieteni, pentru că ceea ce să vezi sunt rechinii buni, rechinii drăguți și amabili, care s-au activat și acum, în această perioadă, și vedem. Asta este manipularea, asta este campania făcută pe minciună și pe ură și mai ales pe dezinformare. Și noi nu putem lupta decât dacă dumneavoastră și cei care ne urmăresc și cei de acasă sunt alături de noi și votează oameni ca Daniel, pentru că suntem la bilanțul său și suntem la lansarea lui. Împreună și eu și Daniel am învățat de la Robert Negoiță administrație și
a făcut întotdeauna echipă cu noi și ne-a sprijinit acolo unde noi mai dădusem de greu. Dar ceea ce a făcut Daniel Băluță din sectorul 4 al Capitalei arată care este calea, care este soluția și care este drumul drept în administrație. Să nu blochezi pe nimeni, toată lumea să muncească pentru comunitate, pentru oraș, să fii la dispoziție tuturor, iar cetățeanul să se simtă reprezentat. Nu suntem perfecți, nimeni nu-i perfect, doar Dumnezeu e perfect. Dar învățăm din greșeli, cum a spus domnul prim-ministru, nu vrem să le mai repetăm și ceea ce nu știm să facem, întrebăm, iar atuul lui Daniel a fost, este și va fi, și vreau și eu să fiu parte a succesului lui, munca până la epuizare, echipa formată din cei mai buni specialiști și dincolo de faptul că sunt profesioniști, sunt de bună credință. Sunt de foarte bună credință și vreau să aplaudăm toți colegii domnului primar de la sectorul 4, adică pe dumneavoastră, pe voi, dragi colegi. Sunteți cea mai frumoasă echipă. Și sunt convinsă că pe data de 9 iunie ne vom auzi la un telefon și vom primi roadele muncii voastre, muncii dumneavoastră. Să readucem speranța bucureștenilor, oamenii pe primul loc, iar acest oraș să redevină al tuturor oamenilor. Așa să ne ajute Dumnezeu! Domnule Ciolacu, mai cu aplom, mai cu entuziasm, că părea să foarte căzut, domnule Ciolacu. De ce nu sunteți vesel? Aveți candidatul care a schimbat cei mai mulți kilometri de țeavă în București. A obținut fonduri pentru asta. Aveți candidatul care a renovat, singurul candidat care a renovat spital de la zero, spitalul de copii Gomoiu. Aveți un candidat, singurul primar care a abilitat 12 clădiri de patrimoniu, domnule Ciolacu. Aveți un candidat care a făcut multe programe. Ochelari pentru pensionari, pentru senior, ochelari pentru copii, aparate dentare pentru copii. Ce a mai făcut? Sunt multe. Sunt multe și acum luată la repezeală. Nu mai spun de acel program FIV. Câte sute de copii s-au născut din urma programului de fertilizare in vitro care a debutat la primăria Capitalei și acum este la nivel național. Și cupluri care se confruntă cu infertilitatea, un fenomen din ce în ce mai des întâlnit, într-o țară cu o natalitate scăzută, în declin demografic, a venit cineva cu o soluție. De ce nu sunteți, domnul Ciolacu, vesel? Ăia de la USR, ce să mai zică, domnule, de primarul lor, de candidatul lor? Haideți că ei ne spun nouă vrute și nevrute, cum spunea doamna Firea, manipulări și minciuni. Dar ei acolo, în stafful lor de campanie, când stau ei între ei, ei știu. Ei știu că domnul Nicușor nu a făcut nimic. Și cu toate astea, i-ați văzut cum sunt în luptă. I-ați văzut cum sunt trup și suflet alături de gospodin Nicușor Dan. Domnule, asta vreau să văd și eu. Nu doar la PSD, în toate campaniile. Vreau să văd zvâc, cum era melodia? Era cu haz. Au haz, au talent, vrem femei în Parlament. Asta vreau să văd, că altfel domnul Ciolacu părea puțin abătut. Cum va pe bună dreptate, după atâtea degringoladă, atâtea ezitări, atâtea... Nu știm nici acum motivul exact pentru care s-a făcut această rocadă inițială între doamna Firea și domnul Cârstoiu. De unde s-a venit plicul? De la Cotroceni. Cotroceni l-a primit de la Bruxelles. Încă lucrurile sunt în desfășurare și nu putem să ne pronunțăm acum, astăzi exact, dar cu siguranță, poate peste o săptămână sau peste o lună sau peste două, lucrurile vor fi mai clare. Dar pare că domnul Ciolacu a fost cumva forțat. Pentru că altă explicație nu există. Altă explicație nu există să scoți din cursa electorală un candidat care și-a dovedit capacitățile administrative prin programe care produc efecte și astăzi, prin programe care inclusiv gospodin Nicușor Dan își face campanie.
Adică nu există. Nu există altceva. Eu își repet, calitățile doamnei Firea se văd în programele, în campania domnului Nicușor. Se laudă cu programele și proiectele lăsate în urmă de administrația Firea. Eu aștept în continuare, poate în ceasul al 12-lea, domnul Nicușor, dar ne vine și nouă cu auditul. Cu auditul, că în campania din 2020 a spus că va face două lucruri. Două lucruri le va face când va fi primar. În primul rând va deschide larg porțile primăriei, ca toată lumea, toți cetățenii, să aibă acces la dumnealui, la gospodin Nicușor Dan, Bucureștiul lucre de lacrimi, să aibă acces la o administrație transparentă. De unde? S-au ferecat ușile, știți cum? Una, două. Sunt de negăsit la primăria sectorului 1, ce să mai zic. Au tăiat telefonul. A venit doamna Firea și a tăiat firul. Nici nu se mai poate suna. Și al doilea lucru pe care l-a promis, dar foarte important, domnul Nicușor Dan a promis că va face un audit. Să ne arate cu dovezi, cu cifre, mai ales că este un om al cifrelor, domnul Nicușor Dan, cu calculul pe rețeaua de termoficare, stă mai prost. Nu știe când adună conducta secundară, când o scade pe aia principală, acolo nu știe. Calcule simple, poate mintea domnului Nicușor Dan este mult prea abstractă pentru calcule simple de astea de muritori. Țeavă secundară plus țeavă principală plus îi dă cu minus. Dar, când vorbim de bugete mari, de chestiuni de macroeconomie, ne-am fi așteptat ca domnul Nicușor Dan să se țină de promisiune și să ne arate găurile și falimentul lăsat de doamna Firea. Era în interesul lui suprem. Era în interesul primarului gospodin Nicușor Dan să vină să ne prezinte frumos cifrele, auditul. S-a făcut o cerere prin 2021 din partea presei ca să prezinte domnul Nicușor Dan acest audit. Nu l-a prezentat. Iată, suntem în 2024. Vă dați seama că nu mai slabe șansele să prezinte. Altfel l-ați văzut. La tablă să vină să le arate elevilor cu logaritm, cu matriș, cu ce-o fi făcut el acolo. Să își înceapă campania și să aibă succes și în rândul tinerilor, a venit frumos la tablă. Dar altfel, nici până această oră nu ne-a prezentat auditul de la Primăria Capitalei, deși are tupeul de a veni cu falimentul primăriei ca și temă de campanie. Aceasta a fost imaginea, reveniți după ora 13. Până atunci, Nicușor, nu știu, calcula auditul. Calcula auditul, nu-l deranjați, calculează, asta a făcut. Situația, cred că asta este, domnule gospodin Nicușor Dan, asta a fost, asta e problema, de asta nu ați muncit în 4 ani de zile încă. Faceți calculele, auditul falimentului provocat de doamna Gabriela Firea. Vrem să știm, că atunci vă înțelege, dacă ați fost ocupat cu a demonstra falimentul. Altfel, se reia și tema, bineînțeles că nu a avut Consiliu, n-a avut de niciunele domnul Nicușor Dan. N-a avut. Deși ați văzut, doamna Firea nici dumneai n-a avut, n-a avut nici buget, a avut guvern ostil PNL-USR și tot a făcut, domnule. Tot a făcut. Domnul Nicușor Dan zice că n-am avut. N-am avut Consiliu. Păi atunci să votăm primari care au Consiliu. Care au sprijin în Consiliu. Au un Consiliu majoritar, dacă asta este logica. Iar eu sunt de acord. Eu sunt de acord cu acest principiu al votului pragmatic rațional. Atât la Primăria Capitalei, cât și la Primăria Sectorului 1. Unde sunt aceleași plângeri. Și doamna Clotil se plânge. Se pa posibil, je peux pas, nu poate. Doamna Clotil, că nu are Consiliu. Păi dacă nu are Consiliu, să votăm pe cineva care are Consiliu. Este foarte simplu. Urmăm sfatul acestor primari și votăm doi câte doi. Ai Consiliu, te votez. N-ai Consiliu, mandatul următor. Altfel, ce s-au mai... că ne-am întrerupt, au fost imagini de la lansarea candidatului primăriei sectorului 4, domnul Băluță a inaugurat un patinoar, cred că olimpic, arăta foarte bine, foarte frumos.
Mă mir cum de nu s-a dus domnul Nicușor Dan și acolo să bage cap în poză, să spună că dumnealui a făcut ceva. Eu dacă aș fi fost în locul domnului Nicușor Dan, dar vreau și eu ăla cu spasiba, cu domnul Nicușor Dan. Eu dacă aș fi fost, ca să vedeți ce înseamnă campanie, dacă aș fi fost în locul domnului gospodin prezident, gospodin primar, Nicușor Dan, eu m-aș fi dus la lansarea domnului Băluță și aș fi arătat către patinoar și aș fi spus, aici e apa dumneavoastră. De-aia am lăsat 3700 de imobile fără apă, că i-a trebuit apă lui Băluță. Vedeți? Unde era apa, a furat Băluță apa. De asta au rămas cetățenii fără apă. Vă dați seama câtă apă a intrat acolo în patinoar? Iată cum ar fi putut domnul Nicușor Dan să se urce și pe această campanie. Pe reușit, cum se poate urca pe reușitele absolut oricărui primar din București, de sector, frumos. Da. E mai simplu cu minciuni. E mai simplu cu minciuni, domnule Nicușor. Și a început, bineînțeles, au început discuțiile, pentru că pe partea stângă avem de electorat, avem un conglomerat de candidați. Îl avem pe domnul Piedone, îl avem și pe domnul de la AUR, care, nu știu exact, eu nu știu, doctrinar ăștia, cum se plasează ăștia de la AUR? Oficial, că real sunt peste tot și nicăieri. Sunt peste tot acasă, dar nu știu exact oficial dacă se plasează pe stânga sau pe dreapta, dar din după uitătură așa, eu aș zice că mai pe stânga. Și în București, cu siguranță, AUR ia tot din partea de stânga. Deci îl avem pe domnul Mihai Enache, îl avem pe domnul Piedone și acum este și doamna Firea. Și au început negocierile. Iar domnul Ciolacu face apel la tot ce poate, inclusiv la chestiuni sentimentale. Doar să-i facă culoar acum doamnei Firea. Pentru că dumnealui a făcut culoar pentru această situație, domnul Ciolacu, și dumnealui încearcă, din răsputeri, să rezolve această situație. Haideți să-l auzim pe domnul... Cu cine începem? Cu domnul Ciolacu. Să fac un apel și la un alt prieten de-al meu, prieten de-al fratelui meu, cunoștință de peste 30 de ani, Cristian Popescu Piedone. Cred că în viață trebuie să ne așezăm la masă, să nu avem orgolii și să reușim cum a reușit această echipă a dumneavoastră la sectorul 2 să construim ce este cel mai bine pentru București. Experiența, determinarea,